5 octombrie 2013. Astăzi ar fi trebuit să luăm startul în maratonul Pietrei Craiului, dar din păcate vremea capricioasă ne-a cam schimbat planurile. Cine s-ar fi gândit că la început de octombrie zăpada o să fie până aproape de genunchi? Organizatorii au hotărât să amâne cursa pentru 2 noiembrie. Mulți dintre noi ne-am hotărât să ne bucurăm de alergare, chiar dacă nu suntem într-un concurs. Bine, mai era. Mai de repelor, muzica pe aici, mergeam de repelor. Rapoși, venim la tine de repelor. E ca ziua aia care a venit la tine. Trebuia să dărâme casa. Haida! Oh, no.
zăim de bătă hătiu. Nu s-o cură de 32 de kilometri dacă nu-i poate în urmă. Suntem în Poiana Totemului cu Lucian. Uite totemul. Totemului. Vreau să vă spun că vin de foarte mulți ani pe aici, dar este prima oară când observ acest totem. Adică ăsta. Da. O minunăție. Vin ceva alergători. Să trecem la subiectul serios. Principal. Suntem cu Lucian Clinciu, antrenor de ski alpinism și organizator al primului concurs de alergare montană din România. De la Zărneți. Unui concurs de alergare montană. Deci primul și cel mai Da. Cum erau zăpezile altă dată, domnule? Altă dată zăpezile erau la timpul potrivit. Nu veneau așa pe neașteptate și pe nepusă masă. Da. Suntem în 5 ianuarie, da. S-a schimbat. Imediat. Doi alergători din Serbia, interviu. Interviu? He lost sunglasses. They fell off my back. Where? Somewhere. All right. Last kilometer, but no worries. Și-a pierdut cocoa? You won't go back. Ochinarii? Yeah. Your glasses? Yeah. Sunglasses. Similar to yours. Too many accessories. Yeah, too many. Then, we are here with Boyan. Hello. Are you here for Piatra Craiului? Yes, of course, we are racing. We are now on marathon. We just have stopped for some refreshing. Also, did check-in on the checkpoint. Do you expect to find the snow here in Romania? Not so this, but yeah, I expect it on the mountain some snow. Are you going to come back in November? Probably no, because we have some race on the 3rd of November, so it will not be possible to come back again. Anyway, we are happy to have all your team here and hope to see you next year. Yeah, we are happy, so we are here. We like the mountain, we like the competition. You see, we are racing, we are prepared. And hope for next year will be the marathon at the beginning of October. And of course, I think we'll come. Okay, good luck. Okay, thanks. Now I have to go, run. Cornelia is in front of you. Să și la vedem.
mă bucur de iarnă cu Lucian Clinciu, organizator și participant în acest an. Da, da, e prima dată când particip aici la Piatra Craiului. E foarte greu, foarte greu. Ai fost acceptat ușor? Nici nu știu, cred că a fost o minune. Ai trecut peste rând. O minune a naturii. Sunt un fel de Alexandru Arșinel. Cum se dansează ora? Sfaturi pentru 2 noiembrie. Curaj! Țineți supra pantaloni. A sosit și momentul adevărului. Dacă până acum traseul ar fi putut fi parcurs și în regim de concurs, ei bine, de aici încolo, problema se schimbă radical. Coborârea care urmează, practic, ar fi fost imposibilă în regim de concurs. Iar eu am noroc că am niște colțari mici de alergare la mine, fără de care nu știu cum aș fi descurcat pe această coborâre. Știți de ce s-a amânat cursa? N-aveam treile. Coborârea spre
refugiu Șpirle, ne întâlnim cu domnul Mititeanu, o legendă a alpinismului românesc, cu care stăm la un pahar de vorbă și cu care ne continuăm drumul înspre Plaiul Foii. Rămânem la Plaiul Foii mai bine de 2 ore, bând un ceai și ascultând poveștile minunate ale domnului Mititeanu. Tot la strachin ești, măi, Andreea, măi. Ziua se încheie în vestita bucătăria lui Lucian, într-o atmosferă de prietenie, mulțumiți că am avut parte de o zi minunată. Ce faci, Dani? Ai plecat acasă? Ba, plec. Păi tu ai mâncat. Vă invit la masă. Avem... Gigi, ai voie să vezi trofeu? Ai câștigat, Gigi? Cred că da, am făcut un aranjament. Ai voie să vezi trofeu, Gigi? Compromis. Deci da, l-ai bătut pe Vasilache. Gigi, am vrut să te prind să-ți iau un interviu la funduri. Unde ai fugit atât de tare? N-a fost niciun fund. Ai vrut să iei un interviu la funduri? N-a fost concurs. Păi dacă n-a fost concurs. Prieteni au vrut să alerge tare, am alergat și eu cu ei. Te-ai luptat? Da. Până la ultimul Până în ultimul moment. Greu să fii în față? Ca să fiu în față, trebuie să dau la fiecare din cei 5 câte o bere. Mai
poți! Îți spui și te alegi la concursul tău! Și te alegi la concursul tău!